Daniela Crlan, atletă pregătită de Lorena Boberski, încheie anul 2015 cu gândul la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Rio de Janeiro. Sportiva legitimată la CSM Zalău se află la 42 de secunde de realizarea baremului, iar la primăvara anului viitor va face totul pentru a-și îndeplini baremul. Daniela Cârlan, unul dintre cele mai bune produse pe care le are Clubul Sportiv Municipal Zalău în cadrul secției de atletism, are șanse reale de participare la Jocurile Olimpice de anul viitor, programate la Rio de Janeiro, în Brazilia. La fel ca în anul 2014, atleta antrenată de Lorena Boberski s-a confruntat și în acest an cu probleme de sănătate, dar începutul a fost promițător. Daniela Cârlan a ocupat locul 2 la maratonul de la Bratislava, desfășurat la finalul lunii martie, terminând cursa cu timpul de 2 ore, 42 de minute și 42 de secunde. Federația Internațională de Atletism stabilise inițial două baremuri pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Baremul A era de 2 ore și 38 de minute, iar cel B de 2 ore și 45 de minute. Ulterior s-a decis să existe un singur barem, iar acesta să fie de 2 ore și 42 de minute. Citez, am reușit să-mi îndeplinesc baremul B, dar Federația Internațională a decis apoi să nu mai existe decât un singur barem. Am alergat cu rețineri la maratonul de la Bratislava, deoarece la o să săptămână distanță urma campionatul național de semimaraton la care vreau să iau startul. Am reușit să fac și aici o cursă bună, iar la final am obținut medalia de argint. Sunt mulțumită de rezultat. Am încheiat citatul, a declarat Daniela Cârlan. Medalia de argint la semimaraton este singura obținută de sportivă în acest an pe plan național, dar atleta pregătită de Lorena Boberski a mai avut câteva rezultate notabile la cursele internaționale. După două săptămâni de la campionatul național de semi-maraton, Daniela Cârlan avea a startul la maratonul de la Cracovia, cursă pe care a parcurs-o în două ore, 44 de minute și 38 de secunde, clasându-se la final pe treapta a treia a podiumului. În toamna acestui an, atleta legitimată la CSM Zalău a luat startul și la Campionatul Național de Maraton, dar a fost nevoită să abandoneze cursa din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat înaintea concursului. Conștientă de faptul că ar fi putut obține mai mult în acest an, Daniela Cârlan speră să obțină mai mult în 2016, iar cea mai mare dorință este acest de a participa la jocurile olimpice. Daniela Cârlean a fost transferată la CSM Zalău în anul 2012 după trei ani în care a reprezentat Clubul Sportiv Municipal Onești.